Ca să înțelegem prezentul și viitorul, trebuie să ne cunoaștem trecutul. Încă din grădina Eden, diavolul a propus omului iluzia că prin știință și cunoștințe, oamenii pot finaliza ultima etapă a evoluției și să devină ca niște dumnezei, când n-au nevoie de niciun Dumnezeu. Omul a cedat mândriei și poftelor firii, a înlocuit dragostea pentru Dumnezeu cu dragostea față de sine și împlinirea poftelor proprii, patimilor și dorințelor. Drept rezultat, nu au devenit dumnezei, dar au primit genomul morții și al îmbătrânirii, au pierdut calitatea de a trăi veșnic și au fost alungați din rai. Apoi a fost Marele Potop, un eveniment care a fost descris în cel puțin 80.000 de texte diferite, în 72 de limbi ale lumii. Înainte de potop, oamenii au fost din nou atrași de promisiunea îngerilor decăzuți, că omenirea trebuie să evolueze și să devină ca niște dumnezei. Oamenilor li s-a propus să-și schimbe natura omenească prin împreunarea cu îngerii decăzuți, pentru a deveni mai buni, mai deștepți, mai frumoși și mai puternici, adică pentru a fi ca niște dumnezei. Pe atunci, pe pământ s-au născut refaimii. Neamul omenesc s-a răzvrătit, fondul genetic al oamenilor a fost intoxicat cu genele animale și ale diverselor ființe mutante. Practic, oamenii au încetat să fie oameni și au devenit urmașii diavolului. Marele Potop i-a nimicit pe toți, au supraviețuit doar neprihănitul Noe împreună cu familia lui. Prin ei, neamul omenesc a continuat să existe. După potop au fost Sodoma și Gomora. Biblia descrie pământurile Sodomei ca o coaliție a unor orașe state întărite, bogate și prospere, în fruntea cărora erau regi. Locuitorii Sodomei erau atât de răi și perverși, încât îi cereau neprihănitului Lot să le dea pentru o orgie îngerii aflați la el ca oaspeți. Sodomiții voiau să-i cunoască și să-i folosească pentru împreunare pe trimișii cerului, întrucât fondul lor genetic era stricat irimediabil, au pierdut tot ce era omenesc. Dumnezeu a turnat din cer peste Sodoma și Gomora, ploaie de foc și pucioasă, și a distrus aceste orașe, împrejurimile lor, locuitorii și tot ce creștea pe pământurile acestora. Transformarea modernă a omenirii este continuarea aceleiași istorii care se va termina cu ziua judecății. Fără credința în Dumnezeu, prima lume și-a pierdut umanitatea și a fost acoperită de potop. Pământul și cerul de astăzi sunt păstrate pentru focul din ziua judecății, pentru nimicirea tuturor oamenilor necurați. Planeta se încălzește și oamenii de știință avertizează despre iminența unei catastrofe. Textele sfinte confirmă că pământul și tot ce este pe el vor arde. Noe a construit o arcă și a supraviețuit potopului din lume. Hristos zidește biserica sa, care este ultima arcă a mântuirii. Mai este timp pentru a lua parte la zidirea bisericii. Nu rata șansa ta de a fi mântuit. Urmărește evenimentele prezente și viitoare ale Apocalipsei pe canalul nostru Justan.